Un pensionar în vârstă de 89 de ani și-a ucis soția pentru a putea continua o aventură și a ascuns rămășițele într-o fosă septică timp de aproape 40 de ani. Conform digi24.ro, David este judecat acum pentru uciderea soției sale Brenda, pe care a declarat-o dispărută pe data de 4 mai 1982. Rămășițele ei au fost descoperite în 2019 într-o fosă septică din spatele casei în care au locuit cei doi, iar bărbatul a fost acuzat de crimă în iunie 2021, relatează The Guardian. Cazul se judecă la tribunalul Worcester, iar luni procurorul a spus că fosa septică a fost ascunzătoarea perfectă și a permis bărbatului să scape de crimă zeci de ani. Investigațiile poliției de la acea vreme care au inclus folosirea unui elicopter pentru a verifica zona și audierea a zecii de persoane nu au scos la lumină niciun indiciu despre locul în care s-ar afla Brenda. Înainte de dispariție, femeia sufera de depresie, iar o parte din cunoscuți au presupus că și-a luat viața. Rămășițele ei au fost descoperite la 37 de ani după ce a dispărut, după ce bărbatul i-a vândut casa din chemsei nepotului său. Acesta a făcut reamenajeri și a golit fosa septică. Oase au fost găsite în rezervor și înainte, dar s-a presupus că erau oase de animale și au fost aruncate, însă atunci când a fost golită fosa, a fost descoperit un craniu uman și a fost sesizată poliția. Testele ADN au confirmat că oasele din rezervor îi aparțineau Brandei, care avea 48 de ani la momentul dispariției. Burrow s-a spus că bărbatul și-a dorit ca soția să nu-i stea în cale, iar el să-și poată continua o relație pe care o avea mai de mulți ani cu Lorraine Styles, pe care o cunoscuse în 1967, când aceasta a lucrat pentru mama bărbatului. David și Lorraine au avut o relație mai bine de 14 ani, despre care Brenda a aflat. În 1981, bărbatul i-a promis lui Styles că va divorța de soția lui pentru a putea începe o nouă viață împreună, a mai spus procurorul, conform Digi24.ro.